De praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea Topolnița a îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul hramului. Pelerinii de pretutindeni și-au îndreptat pașii spre mănăstirea de pe Valea Topolniței pentru a se bucura împreună de momentele duhovnicești înălțătoare. Astfel, în seara zilei de sâmbătă a fost oficiată slujba privegherii, iar în dimineața zilei următoare, începând cu ora 7, a fost oficiată slujba de sfințire a apei, dar și a acatistului. Începând cu ora 9, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nicodim a hirotonit într-un diacon pe tânărul teolog Covrig Gheorghiță Marian, pe seama parohiei Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Corcova. Sute de ani s-au rugat aici creștinii buni și părinții nevoitori ai acestei mănăstiri. Toți, credincioși și părinți, preoți de mir sau călugări, au avut evlavie către Sfântul Ioan Botezător, pentru că el a fost mai mult decât un apostol. N-a scris epistolii, nu a vorbit în Sfinte Evanghelii ca să le scrie altcineva, ci a fost direct: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Știa că vine Domnul Iisus Hristos și dă posibilitate fiecărui locuitor de pe fața pământului să moștenească împărăția cerurilor. Mănăstirea Topolnița este o veche mănăstire ortodoxă din Episcopia Severinului și Strehaiei, așezată pe valea râului Topolnița, între satele Schitul de Jos și Schitul de Sus, în comuna Izvorul Bârzii, județul Mehedinți. Vechea mănăstire Topolnița se află la o distanță de numai 20 de kilometri de municipiul Drobeta, Turnu Severin. După 40 și mai bine de ani de preoție, pot să afirm, așa cum am afirmat încă de la început, că nu socotesc o altă misiune mai frumoasă pe pământ decât preoții. Iar dacă ar fi să o iau de la început de 10 ori, tot preot m-aș face și tot în satul meu m-aș duce cu enoriașii pe care îi am acum, ca să fim împreună și să facem și noi ceva în ogorul lui Dumnezeu. Ceea ce am făcut Dumnezeu va cântări dacă a fost bine sau nu. Distincția pe care mi-o dați astăzi mă obligă ca în continuare să nu precupețez niciun efort și să slujesc biserica și pe Dumnezeu cu posibilitățile mele, fie că este vorba de cuvânt, de lucrare sau de scris. Biserica veche a mănăstirii este închinată Sfântului Ioan Botezătorul, hram prăznuit în ziua de 29 august. Mănăstirea este însuflețită de o obște monahală de călugări.